Guvernul a anunțat că va plăti datoria pe care statul român o are către societățile fraților Ioan și Viorel Micula, astfel încât Romața, adică regia care dirijează traficul aerian în țara noastră, să nu își oprească funcționarea. Statul român se află în prezent în situația în care doi oameni de afaceri pun în sechestru pe activele sale cele mai valoroase, încercând să recupereze un prejudiciu pe care ei îl consideră justificat. Frații Micula au câștigat procesul împotriva statului român, proces prin care, potrivit Tribunalului Uniunii Europene, cei doi au de recuperat numai puțin de 395 de milioane de euro. Inițial, datoria era de 85,5 milioane de euro, însă restul de până la aproape 400 de milioane de euro este reprezentat de dobânzi și penalități, în așa fel încât, în urma acestei decizii, frații Micula s-au îndreptat către companiile de stat pentru a-și recupera prejudiciul. Situația este sigur fără precedent, poate că ori mai fi existat și poate că mulți dintre noi avem de recuperat niște bani de la ANAF, eu știu, de la o administrație financiară, de la o direcție de taxe și impozite, însă nimeni nu cred că și-a pus vreodată problema că ar putea să devină acționar peste noapte la Romața sau la Nuclear Electrica sau la orice altă companie de stat care produce în cele din urmă niște resurse necesare traiului pe care îl vedem de zi cu zi și în cele din urmă unde statul ar trebui să fie suveran și nici de cum o persoană fizică. Ăsta este viitorul sumbru pe care îl poți prevedea în condițiile în care există un titlu executoriu. Astfel, la finalul lunii trecute, Nuclear Electrica a primit un proces verbal de sechestru emis în data de 25 noiembrie, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui număr de peste 67.000 de acțiuni, echivalentul la peste 22% din producătorul de energie. Situația s-a repetat și în cazul Compet Ploiești, care în data de 28 noiembrie a dat un comunicat similar în care se vorbea despre un sechestru definitiv asupra unui număr de 5.083.372 de acțiuni ale companiei, adică 58% din capitalul social. Iar la începutul lunii decembrie, Romața avea popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi în urma procesului câștigat de frații Micula împotriva statului român. În cazul Romața există niște popriri în speța fraților Micula. Ce se va întâmpla cu buna funcționare a acestei companii după 15 ianuarie 2020 și se va rezolva oare speța fraților Micula? Se va rezolva. Se va rezolva speța. Acum colegii mei de la Departamentul Legislativ caută soluții pentru a nu avea activitatea publică, dar sunt în fiecare zi sunt informat în ceea ce privește Romața. Soluțiile găsite până acum de către autoritățile responsabile de aceste lucruri sunt însă unele provizorii. S-a reușit suspendarea executării silite doar pentru o perioadă scurtă de timp până când ei reușeau să rezolve niște probleme procedurale. În opinia mea, eu cred că nimeni nu a crezut că se va ajunge atât de departe. Disputa fraților Micula cu statul român durează însă de mulți ani. Oamenii de afaceri au dat statul în judecată pentru banii pe care consideră că trebuie să-i primească în urma investițiilor făcute în 2003 în societatea lor de băuturi recoritoare. Procesul a fost deschis încă din anul 2005 la Curtea de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială, cea mai înaltă instanță judecătorească când vine vorba despre litigii economice. Atunci, cei doi frați, Ioan și Viorel Micula, au spus faptul că statul român nu și-a respectat obligațiile când vine vorba despre protejarea reciprocă potrivit acordului bilateral dintre România și Suedia. Iar la atâția ani distanță, consecințele ar putea fi unele dezastruoase pentru companiile statului intrate în vizorul afaceriștilor bihoreni, care de data asta au acționat ca cetățeni străini în procesul cu statul, respectiv cetățenii suedezi. Practic, în momentul în care cumperi sau execuți silit acele părți sociale, acele acțiuni pe care le deține statul român, tu te transformi în proprietarul acțiunilor și implicit proprietarul și beneficiarul sumelor de bani generate în limita părților sociale, limita acțiunilor pe care le deții. Și asta înseamnă că odată pe an, la exercițiul financiar, la finalul exercițiului financiar, îi vom vedea pe cei doi frați, pe persoană fizică, folosind cetățenia suedeză, vorbate la ușa Romața și vor spune am venit la adunarea de sfârșit de an să vedem ce bani avem de încasat. Sigur că lucrul acesta pare cel puțin un scenariu prost, dar este un scenariu juridic, real și posibil, asta dacă lucrurile nu se vor tranșa într-o altă manieră.
Între timp și frații Micul au datorii către statul român. S-ar putea pune problema unei compensări a sumelor, însă specialiștii nu sunt foarte optimiști cu privire la această soluție. Potrivit informațiilor din spațiul public, cei doi dețin 2,2 milioane metri pătrați de terenuri în toată țara și multe hoteluri, atât la mare în Mamaia, Neptun, Olimp, cât și la munte. Unele dintre hoteluri au rămas în paragină. Dacă în 2010 averea celor doi magnați era estimată la 580-620 de milioane de euro, în 2018, gemenii Bihoreni au scăzut la 180 de milioane de euro, potrivit capital.ro. Povestea asta e una extrem de interesantă, Mihai. Eu, ce să spun, mă bucur de faptul că încep să plătească